Am revenit la Bistrița pentru partida dintre Gloria și CSM București, un adevărat derby. CSM lider în clasamentul Ligii Florilor Mol cu 55 de puncte. Bistrița este pe poziția a treia cu 48 de puncte, dar cu un meci mai puțin față de CSM și cu două meciuri mai puțin jucate față de Rapid, echipa de pe locul secund, care are 51 de puncte. Așadar, Bistrița cumva condamnată să câștige și pentru a spera în continuare la titlu, chiar dacă acest lucru poate părea nebunesc sau putea părea nebunesc înaintea startului sezonului, dar și în lupta pentru locul secund în campionat, în clasament, pentru un loc de Champions League în sezonul viitor. Vedem echipa lui CSM București cu Glozer și Davidson în poartă, Mihai și Östergaard pe extrema dreaptă, Flip și Kobilinska în interdreapta, Arntzen, Zadi, Rotaru și Omoreghe în centru. Ștefania Stoica este singurul inter stânga al echipei lui Adi Vasile. Gutiere și Dindiligan pe extrema stângă, Ailinca, Ingstad și Pintea sunt cei trei pivoți ai CSM-ului. Cristina Neagu nu joacă în această partidă, a avut un deces, din păcate, și nu va juca în acest meci, n-a făcut deplasarea cu echipa București. Da, de partea cealaltă, spunea și Adi, Gloria Bistrița, care are o serie de meciuri foarte, foarte bune, neînvinse din 2 noiembrie 2023, atunci când pierdea tocmai în fața CSM București în sala polivalent, 28-31. Antrenorul Florentin Pera va începe astăzi cu Gloser și Davis în poartă, Mihai și Östergaard. Bistrița. Da, mă uitam. Renata de Aruda și Iulia Dumanska, portari, Seraficianu și Bulatovici în extremă dreaptă, Nosek și Mbenghe în inter dreapta, în centru Pristăviță, Laslo, Stoleru și Niombla, în inter stângă Bazaliu și Kpodar, în extremă stânga Dincă și Posaveț, pe pivot Ida Dal și Tamires Araujo. Un moment de reculegere, vă spunea Adi, tatăl Cristinei Neagu a decedat. Da, fostul capitan al Naționalei României trece prin momente mai grele și suntem și noi alături de ea. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Să vedem acum această partidă, una foarte interesantă, între două echipe care au performat la nivel european în acest sezon. Adi Vasile a condus CSM București pentru a noua oară consecutiv în sferturile Champions League. Văzut un moment cu Florentin Pera, nu știu dacă s-au salutat cei doi, fostul selecționer și actualul selecționer al României. N-am prins faza de la început. Vom vedea probabil aceste momente și la jurnalul de sport de la Pro TV, care este la 19:58. Poate ne ajută colegii în pauză cu o reluare și vom vedea cu siguranță. Evident, există o rivalitate mare între cele două echipe, între cei doi antrenori. Iată-l pe Florentin Pera, foarte, foarte motivat, încercând să ofere și jucătoarelor sale aceeași motivație. Noi suntem Marian Ursescu, Adi Costeu, împreună vom urmări această partidă de la Bistrița, spuneam, una foarte, foarte interesantă, între o echipă care este în sferturile de final ale Champions League, spuneai tu, Marian, CSM București joacă împotriva lui Metz, campioana Franței, echipă cu care a mai jucat de două ori în sferturile Champions League, odată a câștigat, odată a pierdut și n-a mai ajuns în Final Four de foarte, foarte mult timp, din 2018. De partea cealaltă, Bistrița este în Final Four-ul European League, a doua competiție ca importanță din piramida handbalului european. Va juca cu Dunărea Brăila în semifinale, acolo la Graz, în luna mai. Pe 11 mai. Da, pe 12 mai este finala. Și aceste două echipe sunt calificate și în Final Four-ul Cupei României. În acest final de săptămână, la Brăila, Bistrița joacă din nou împotriva Brăilei, pe care o va mai întâlni și în campionat încă o dată, așadar în mai puțin de o lună se întâlnesc de trei ori cele două echipe din România, în timp ce CSM București joacă în cealaltă semifinală, contra Rapidului. Un spectacol adevărat, cu siguranță, aici, da, pe Pro Arena, sâmbătă și duminică. Toate meciurile vor fi în direct la Pro Arena. În part, spuneai de semifinalele sau de Final Four-ul de la Graz. În cealaltă semifinală sunt Storhamar și Nant.
Nantes, o echipă pe care Bistrița a învins-o în deplasare în Franța și a terminat la egalitate aici în sala sporturilor din Bistrița. De altfel, Florentin Pera, de când a preluat Gloria Bistrița, are 21 de meciuri, 20 de victorii, un egal și, vă spuneam, o singură înfrângere, cea cu CSM București din turul campionatului. Da, și atunci a fost un meci foarte, foarte strâns. Au luptat până în ultima secundă bistrițencele. A fost 31-28 pentru CSM și a început partida cu 3 minute întârziere. Omoreghe este în centru. Tocmai s-a calificat pentru prima dată în istorie cu Naționala Sloveniei la Jocurile Olimpice. Arnțăn este în inter stânga, Hennifer Gutierrez în extrema stângă, Monica Kobilinska în inter dreapta și Östergaard Trine în extrema dreaptă. Vom vorbi despre ce s-a întâmplat și la aceste turnee preolimpice, unde 6 echipe s-au calificat. Ieri a fost și tragerea la sorți pentru grupele de la Jocurile Olimpice și vine primul gol al partidei după o succesivă bună a CSM-ului, înscrie Emilie Arntzen. Da, primul gol al întâlnirii marcat de norvegianca Emilie Arntzen. În replică acum Bianca Bazaliu pentru Cristina Laslo. Multe dintre componentele celor două echipe au vin de la echipele naționale, acolo unde au jucat fie la turneele preolimpice, fie meciuri de pregătire, cum s-a întâmplat cazul Naționalei României. Plus calificări la European. Plus calificări la campionatul european. Lungă. A fost o pauză destul de lungă, pricinuită de meciurile echipelor naționale. Bazaliu acum pentru Noșec, intrat în inter stânga acolo, pe această fază, nu mai are timp foarte mult să schimbe și 7 metri aici pentru Bistrița. Tamires Moren a scos această aruncare de la 7 metri, acordată de arbitrii partidei. Le vedem o... Da, era cu un picior acolo în semicerc, Omoreghe. Pasă foarte bună venită de la Bazaliu. Cristina Laslo însă apără Glosser, portărița Naționalei Franței, pe care ați putut-o vedea în amicalul de gală transmis de Voio. România 28, a pierdut 28-30 în fața campioanei olimpice și mondiale Franța, un meci foarte bun. Da, Laslo n-a fost la Națională pentru a se odihni. A avut ceva probleme de sănătate. A spus și că ea... este o supra-solicitare. Și acum un gol marcat de Arntzen printre picioarele Renatei de Aruda. De Aruda, de departe cel mai bun portar din campionat în acest sezon. Are o un mare aport pentru startul, pentru sezonul bun al Bistriței și vine gol de 3-0, a marcat Östergaard. Ratări mari ale Bistriței, CSM-ul profită imediat și face 3-0 după 2 minute și jumătate. Incredibil start de partidă pentru CSM București. Emilie Arntzen, 2 goluri și o reușită din brațul stâng al danezei Trine Östergaard. Emilie Arntzen va juca cu siguranță mult mai mult astăzi, pentru că lipsește Cristina Neagu. Încă o dată Laura Glosser cu a doua paradă în fața braziliencei Tamires Morena. Kobilinska își face prezența și Renata de Aruda. Da, e clar, Bistrița are nevoie de mult mai multă claritate în atac. Noșec împins acolo și ratează Noșec a treia paradă a Lorei Glosser. Da, de 3 ori Laura Glosser, odată mingea a salvat-o, trimisă de Bianca Bazaliu, a lovit bara și astfel Bistrița rămâne după 3 minute și jumătate fără gol. Revedem acțiunea polonezei Natalia Noșec. Sunt 3 ratări 1-1, Marian. Da, 3 ratări 1-1 și o bară pentru Gloria Bistrița. Este foarte greu să câștigi așa, mai ales în start de meci. Nu ai voie să lași o echipă precum CSM-ul să-și creeze avantaj. Parcă vedem partida din sezonul trecut, în care Bistrița a început foarte slab. CSM-ul s-a dus la 7-8 goluri diferență. Apoi a revenit Bistrița, dar n-a mai avut nici suflu, nici forță, nici timp să mai facă ceva. Acum Arntzen împinsă, Kobilinska 4-0. Ce bine a venit încă o dată Kobilinska și timeout. Florentin Pera în urmă cu 4 minute și jumătate încerca să-și motiveze jucătoarele, dar iată, startul n-a fost deloc unul bun și după 4 minute și 7 secunde... Cristina, schimbi atac, apărare cu Laura. Laura, transformăm în 5+1 tot timpul apărarea, da? Tot ce este transformăm în 5+1, da? Fetelor, finit, bord,
focus, one by one with goalkeeper. Three times, one by one with goalkeeper. We need to wait more. Okay, bon shoot, calm, long attack, da? Okay, in defense, we transform in 5-1, in attack now. We play four, okay? We play four. We put the pivot here, da? We start with Nati in the middle, da? Nati open, pass here, one by one, pass with Bazi, Bazi second corridor, all in the pivot, da? Okay, and after we play Hugo and Cross. And trebuie să avem mai multă concentrare, cel puțin în fața porții, să nu ne mai grăbim cu aruncările. Da, situațiile de 1-1 cu portarul să nu mai rateze, pentru că, așa cum spuneam și noi, au fost 3 situații de 1-1 ratate. Dintre de... care și un 7 metri ratat. Da. Este prea mult într-un astfel de meci, mai ales în startul unei astfel de meci, în care presiune e clar pe Bistrița. Iar CSM s-a descurcat excelent din punct de vedere ofensiv, are o eficiență de 80%. Defensiv n-a încasat încă un gol și au trecut 4 minute și jumătate. Se schimbă pozițiile acolo. Noșec cu Laszlo, trece Laszlo în centru, Bazaliu nu are cu cine să combine. Din nou Noșec pentru Laszlo. Temporizat mult, jocul nu are o viteză foarte bună. Noșec pe pivot pentru Tamireș, gol pentru Bistrița. Este a doua oară când Tamireș este găsit, a treia oară de fapt, pentru că a scos și acea aruncare de la 7 metri. Probleme la jocul cu pivotul pentru CSM București, dar au fost salvate de Laura Gloser. Vine și primul gol. Și la națională a jucat Florentin Pera bine cu pivotul, evident. Da, Lorena Ostase a făcut un meci fantastic contra Franței. Și foarte multe mingi jucate cu pivotul, o tactică bine aleasă. Olivier Crumbolț scos și el în evidență jocul cu pivotul al Naționalei României. Acum Crina Pintea și ea se demarcă acolo și marchează al 5-lea gol. Dar în defensivă Bistrița e cam șoaiță. Da. În aceste prime 5 minute au încasat 5 goluri și situațiile au fost destul de clare de fiecare dată. Poate la acel gol al lui Arnțen venit de la 9 metri printre picioarele Renatei de Aruda. Însă, din punct de vedere ofensiv, CSM-ul chiar joacă foarte bine. Noșec aruncă puternic și... Faul sau no. Galben pentru Kobilinska. Se lasă însă mingea pentru CSM. Și mai punem o paradă la Gloser, pentru că i-a atins această minge. 4 parade deja. Are eficiență de 80%. Kobilinska, schimb de locuri acolo cu Omoreghi. Arțăn scapă mingea acolo, Omoreghe se redresează rapid, 6-1. Emily Arnțăn. Ce început de meci pentru Emily Arnțăn, care n-a avut cel mai bun sezon în actuala stagiune, departe de forma pe care a arătat-o în sezonul precedent, în care a fost una dintre cele mai bune jucătoare ale CSM-ului. A pierdut și naționala Norvegiei. Nici la Europeanul din 2022 n-a jucat foarte mult, a avut 23 de minute atunci pentru naționala Norvegiei, însă, iată, revine în formă. Trebuie să-și ridice nivelul jocului și să arate o altă prestație la CSM București pentru a spera că mai prinde lotul Norvegiei pentru jocurile olimpice. E greu, sunt 14 jucători acolo. A doua bară pentru Bistrița. CSM poate să facă 7-1, pasă în extremă bună. N-a avut acolo culoar. Laszlo se luptă cu Monica Kobilinska și iată, Bistrița reușește cumva să oprească acest atac. N-a mai făcut schimbul atac-apărare cu Pristăvița. Va intra cred că Nion Bla în centru sau în interstânga, pentru că Bazaliu a fost foarte lentă în acest start de meci. Nici Cristina Laszlo nu a avut o prestație, pentru că se vede că nu are meciuri în picioare, dar Arță îmi face ce vrea în atacul CSM-ului, 7-1. Și în aceste condiții Florentin Pera ar putea să mai ceară încă un timeout. Sunt 7 goluri marcate de CSM în 7 minute și jumătate. E o problemă mare, mare de tot pentru Bistrița, care a reușit și în meciul cu Rapid, cu apărarea, să câștige partida. Dar spre deosebire de acum, în meciul cu Rapid a condus în permanență și a avut 8 goluri diferență la un moment dat. A revenit Rapidul pe final. Acum Cristina Laszlo, Nosian Nion Bla, Bazaliu pe pivot, Tamires scoate din nou o aruncare de la 7 metri. Să vedem cine va arunca acum. Nu va mai fi cu siguranță Cristina Laszlo.
Tin, că mai alunca la, de la 7 metri la Bistrița, dar nu e pe teren. Să vedem cine vine. Bazaliu. Bazaliu, care n-a fost în mână în acest start de meci. Foarte importantă această aruncare. Marchează Bazaliu. A făcut-o și la Naționala României Bianca Bazaliu, pusă să execute aruncările de la 7 metri în partida cu Franța. A intrat Dal în defensivă. Încearcă tot și felul vine 5 plus 1, de permutări, da. Vine 5 plus 1 pentru a bloca linia de 9 metri a CSM-ului. Östergaard coboară mult pentru a recepționa această minge. E o pâine de mâncat acum pentru, pentru pivot, dar Arțăn și schimbată și în poartă. Da, Dumasca a intrat în locul lui de Aruda, dar cât de ușor a de jucat acest 5 plus 1 CSM-ul. Foarte, foarte ușor. Mingea a ajuns la Arțăn din 4 pase. Intercepție acum a lui Hennifer Gutierrez. Dacă marchează, va veni un nou timeout de la Florentin Pera cu siguranță. Înscrie Gutierrez. Ce joc are CSM-ul. E îmbucurător în perspectiva meciurilor cu Metz. Da, și Florentin Pera a fost plecat și el cu Naționala României și Bistrița oricum a avut foarte multe jucătoare plecate la loturi. Da, mai puține decât CSM totuși. Mai puține decât CSM. Adi Vasile a rămas la București, dar nu prea a avut ce să antreneze. Pe de altă parte, CSM-ul e cumva cam în aceeași formulă. Bine, cu câteva schimbări acolo, să spunem, nu știu, Kobilinska pe interdreapta, 2 minute eliminare pentru Omoreghe. Adi Vasile nu înțelege de ce, nici Omoreghe nu înțelege de ce. Spuneam, un atac mai hotărât acolo, dar parcă e puțin cam mult. Păi până acum au fost cartonașe galbene, Marian. Nu cred că au avut 3 CSN-ul. 3 se dau. Ok. Știu, dar n-au avut 3. Așa 9 că la 2, minutul mergea, 10. Dar și profită Bistrița într-adevăr acum de această superioritate numerică. A marcat Sonia Seraficianu. A, Sonia Seraficianu, care nici nu a fost la echipa națională, a jucat însă foarte bine acolo Oana Bor și vedem o acțiune cu Niombla, Mbenghe și Seraficianu punctează al treilea gol pentru Bistrița, doar al treilea gol în 11 minute. În schimb, CSM-ul a marcat de 9 ori. A intrat și Zaadi acolo. Pentru a suplini absența lui Omoreghe în primele minute ale, sau primele secunde ale lui Zaadi. Aici blocată la timp Kobilinska, au flotat Tamires Morena și Bazaliu, care se apără în intermediar stânga acum. Pasa nu este tocmai bună. Contraatac, să vedem, e poarta goală, nu? Posavere. Există și un Dumnezeu sus, Marie. Ce ratare acolo, incredibil. Există Paula și un Dumnezeu sus. Atât putem spune. A fost, te refer la faptul că un fault grosolan acolo, dar asta este, ce să facem. Nu știm foarte multe, asta este adevărul, nu știm foarte multe, nu trebuie să vorbim despre arbitraj, dar când vezi anumite faze, deja devine urât, deranjant la ochi. Pinte acum pentru Kobilinska, Arnțăn și Zaadi, foarte avansat apărarea Bistriței. Zaadi scăpat acolo de Pristăvița și Dal, cere pași Florentin Pera, dar nu s-a acordat nimic. 10 la 3 în minutul 12. Acum Niombla, Tamires Morena a faultat aruncare de la 9 metri. Din nou Niombla. Dar sunt deja 6 jucătoare, a expirat eliminarea. Da, și încă o ratare, 5 parade pentru Glozer. Mult prea mult în condițiile în care Bistrița voia ceva din meciul ăsta. Sunt 10 goluri primite în 12 minute. Da, spuneai, are 3 puncte sub Rapid, un meci mai puțin disputat cu Minaur, dar la egalitate de puncte, în eventualitatea în care va pierde astăzi Bistrița, e dezavantajată, pentru că la meciurile directe Rapidul stă mai bine. Acel eșec de la Rapid din Giulești a contat foarte, foarte mult. Aici s-a fluierat o greșeală la Crina Pintea. Pași sau 3 secunde, altceva nu avea ce să fie.
Și Bistrița este din nou în atac. 3 goluri doar pentru Gloria Bistrița în 13 minute. Bazaliu pentru Mbenghe și intervine din nou fantastic Lozer. Așa aruncările, să știi, asta a fost o aruncare pe mijlocul porții. N-ai cum să arunci așa. Flip aici, oare? Flip. Nu. Marchează Flip. 11 la 3. Și cred că e timpul pentru nou time-on, Maria. Da, așa ziceam, dar își mai lasă echipa Florentin Pera, face tot felul de schimbări, intră din nou Cristina Laslo, acum un 9 metri cu Laslo, Niombla și Seinabu Mbenghe. Laslo scapă mingea, picior aici, wow. No, au făcut toate greșelile posibile jucătoarele Bistriței, absolut toate greșelile posibile în acest start de meci. Zadin extremă pentru Gutierrez și nici măcar nu le ajută apărarea, nici poarta. Iar scrie din nou Arțen, 6 goluri, are dublul numărului de goluri Emil Arțen față de echipa Bistriței. Cred că e la cel mai bun meci, da, al ei în acest sezon și vine timeout-ul al doilea în această repriză pentru Bistrița. Și șută lung! Every attack! Nobody to make foul! Look the score! This is attitude in defense! In attack, we play four, okay? Yeah? You one by one against big guy, okay? Four here, huh? Four, and you go calm, only corridor. Don't risk to shoot from any. Asta e atitudine. În defensivă Arntzen aruncă de fiecare dată, a și marcat de fiecare dată. Nimeni nu oprește pe Arntzen. Asta a spus Florin, bine, nu ăsta a fost tonul lui Florentin Pera, tonul a fost mult mai aspru. Așa a ieșit din pepeni antrenorul Gloriei Bistrița, pentru că atitudinea echipei sale, spune el, lasă de dorit la un meci în care toată lumea aștepta mult mai mult, aștepta ca fetele să dea totul și să fie un meci echilibrat, un meci de titlu, putem spune, pentru că dacă Bistrița ar fi câștigat sau ar câștiga, s-ar apropia foarte aproape de CSM București. Bine, probabil că o să spui că se mai pot schimba lucruri, sunt totuși 9 goluri diferență, 8 acum, da, pentru că a marcat în Mbenghe, dar se simte experiența, se simte diferența. Se simte diferența, Adi, între Liga Campionilor și, da, EHF, exact, European League. Asta, exact, e diferența între meciurile, exact, de Liga Campionilor și meciurile, da, din EHF European League. Diferența dintre jucătoare, pentru că Flip, de exemplu, este campioană olimpică, cea mai bună extremă dreapta, apoi a tranziționat pe Inter dreapta, dar cea mai bună extremă dreapta de la Jocurile Olimpice de la Tokyo, de la acel turneu. Flip, campioană mondială în sezonul, în decembrie, practic, în ediția recent încheiată. Zadi, la fel. Arntzen, jucătoare la Naționala Norvegiei. Iată, Mbenghe, mi s-a spus să nu mai arunce, arunca direct în blocaj. Iar dacă te uiți la Bistrița, iată, Niombla și ea, într-adevăr, jucătoare... Ostergaard, Gutierrez, CSM București are, cred că, să le numărăm, dar să vedem câte fete vor avea la Jocurile Olimpice. Da. Acum... 7 metri apărare în semicerc, asta s-a dictat. Dar, da, și asta este diferența până la urmă. Da. Cristina Laslo, pe care o avem în imagine, a avut doar o experiență în afara țării, pentru că și asta este, ia, o problemă. Vedem. A, vine, e un picior în semicerc acolo, Zadi, și vine prin spațiul de joc. Laslo a jucat foarte puțin la Buducnost când a fost plecată. Bianca Bazaliu a fost foarte puțin la Podravka Coprivnița. Bazaliu acum marchează din 5 goluri, 2 au fost marcate din 7 metri pentru Bistrița. Iar celelalte jucătoare, Niombla a fost la CSM București, dar este într-un cont de umbră. Ida Dal a venit de la Vibor. De la Vibor, dar Vibor nu mai e o forță. Exact, nu mai e. A fost în Final Four-ul European League, în urmă cu 2 sezoane.
Mbengue din nou vine din Spania, Noșec, la fel, nu sunt jucătoare cu experiență atât de mare. Este foarte dificil să te bați pe parcursul unui sezon. Asta e ideea. CSM București are o echipă senzațională, o echipă de Final Four de Liga Campionilor. Iar poarta Bistriței are o singură minge apărată în 17 minute. Asta, dacă ți-aduci aminte, vorbeam despre Dearu. Dar ce se va întâmpla cu Bistrița când poarta nu va scoate? Pentru că este imposibil să scoți 40% meci de meci. Iată ce se întâmplă. Aici este problema. Bine, și de partea cealaltă, Gloser are 6 mingi. Dacă absolut. Pui, iar dintre cele 6, cred că 5 sunt din situație de 1-1. Exact. Problema aici încă o greșeală a Bistriței. Da, nu, sunt 10 goluri dacă marchează aici. 10 goluri. Bistrițencele în primul rând. Nu se mai poate lua timeout. Nu se mai poate în repriza asta. În repriza asta nu se mai poate lua timeout. Este poate cel mai prost meci al Bistriței. Cu siguranță e cel mai prost meci din sezonul ăsta. Să vedem de când, da, pentru că poate de la acel eșec cu Târgu Jiu în semifinala cupei de anul trecut pe teren propriu. Un eșec care a durut foarte, foarte tare după ce Bistrița câștigase la 20 de goluri în campionat. În urmă cu 5 zile înainte, aici este doar aruncare de la 9 metri. Gutierrez cere acolo un fault în atac. Era în mișcare însă și apărătoarele. Cristina Laslo, în sfârșit, o aruncare. Dar ce repliere și ce contraatac al CSM-ului. Ostergaard singura acolo înscrie, foarte bună evoluție așa danezei, 3 goluri deja. E o enigmă, Marian, CSM-ul. E o enigmă, e o echipă care poate să dea absolut totul și evoluează fantastic în anumite momente, dar are niște momente de cădere, așa cum am văzut în acest sezon. 16 goluri marcate în 19 minute. Iar Radi Vasile o introduce și pe Andreea Ilincăi. Să știi că Ilincăi a intrat și ea o fază la Clermont-Ferrand și a marcat. Dar diferența îi permite lui Adi Vasile să evolueze, să odihnească o parte din titulare, pentru că asta urma să zic. Sâmbătă CSM-ul are meci în semifinala cupei cu Rapid. Și evident, trofeul este foarte important. Pristăvița aruncă, mingea este deviată, va fi aruncare de la colț. Da, uite, diferență de apărare între cum se apără CSM București sau cum s-a apărat până acum și cum se apără de partea cealaltă Bistrița. Sunt probleme mari în a găsi soluții în atac pentru gazde. Adi Vasile cere amenințare de pasiv, vine aceasta, este 9 metri, cred că mai sunt 2 pase acum. Graza Adis a apărat excelent acolo în fața braziliencei de Araujo. Pentru Mbengue se face această aruncare din nou blocată de Crina Pintea. Va fi o singură pasă, foarte interesant. O singură pasă, scuze, a intrat, da? Dincă în locul lui Posavec. Pentru Laslo este pasiv. A fost a patra pasă. Exact. Va fi foarte interesant cum va naviga Bistrița peste acest eșec. Bară ratează și din Diligan. Cum va naviga peste acest eșec, pentru că urmează finalul sezonului, care este crucial și incredibil. Încă o ratare, încă un contraatac și încă un gol pentru CSM București. Ostergaard și Arntzen au 10 goluri împreună. Arntzen a marcat 6 goluri, exact câte are Bistrița, și suntem în minutul 21. Gloser, Ostergaard și Arntzen a fost un adevărat triunghi al bermudelor pentru CSM București. Portarul cu 7 intervenții, Ostergaard, cum spuneai și tu, 4 goluri. Are peste 50%. Da. Și Emilie Arntzen cu 6 reușite. Și din nou, Marian, ok, apărare, într-adevăr, foarte bună. Seraficianu acum marchează la colțul scurt. Apărare, dar în situație de 1-1, da, acolo ești tu acolo singur cu adversarul și ce ai pregătit și ce experiență ai. În situație de 1-1, acolo se face diferența. Da, spuneam, 6 ratări din situație de 1-1 pentru Bistrița. De partea cealaltă, bucureștencele n-au ratat nimic.
încă un gol. Dezarmant. Vor fi peste 20 de goluri marcate într-o repriză de CSM București. Gloriei Bistrița, care avea una dintre cele mai bune apărări din Liga Națională. Iată ce acțiune solitară a franțuzoaicei Gras Zadi. Ce spunea Marian, ok, meciul ăsta e pierdut. Cum va naviga Bistrița peste acest eșec? Pentru că urmează Final Four-ul Cupei, urmează Final Four-ul European League. Acolo cred că e piatra de încercare. Două minute la Eileen Căi și accidentare la Mbenghe, s-a lovit la spate. Ăla e, din punctul meu de vedere, cel mai important meci pentru Gloria Bistrița, pentru că câștigarea unui trofeu european ar însemna enorm pentru echipa ardeleană. Da, probabil că va merge tot orașul la Graz. Am înțeles că nu mai sunt nici hoteluri. Aici Eileen Căi dă din nou dovadă de lipsă de experiență și încasează o eliminare perfect corectă. A, s-a dus prea puternic acolo în adversară, iată, a tras-o din spate și i-a dat și drumul. A urât. În momente din acestea, apărătorul susține adversarul pentru a nu cădea. Eileen Căi n-a făcut acest lucru. Da, și e din ce în ce mai rău, pentru că, ok, din nou, pierzi acest meci, dar următoarea perioadă pentru Bistrița, care și-a amânat mai multe meciuri în trecut pentru a avea mai mult timp de pregătire pentru meciurile europene, vine și devizul. Până la urmă, știi cum e, Bistrița nu pierde nimic prin această înfrângere, pentru că nu se aștepta, era clar că CSM-ul era favorită, nu? Adică, da, cu siguranță își dorea o prestație bună. Și s-ar putea să fie dușul rece care să le trezească. E posibil, dar că, pe de altă parte, trebuie navigată foarte, foarte bine această perioadă. Pentru că nu mai ai timp, pur și simplu. Aveau 19 partide, așadar încă 7 meciuri în campionat. Două în Final Four-ul Cupei, două în Final Four-ul European League. Sunt foarte multe meciuri într-o perioadă foarte scurtă, într-o lună și două săptămâni, să zicem, o lună și jumătate, nu? Și timpul chiar nu ajută, nici nu are foarte multe jucătoare la dispoziție Florin Timpera, lungimea lotului nu e foarte și bună. Și a mai avut probleme de efectiv, așa cum spuneam. Să vedem ce se va întâmpla. Seina Bumbenghe a ieșit acolo, Laura Pristăviță se apără excelent, încă o dată Trine Ostergaard, micuță, dar extrem de vivace și tenace acolo, Trine Ostergaard. Laszlo. Laszlo. Pasă bună pe pivot, Dal reușește să marcheze în sfârșit pentru Bistrița. Și-a găsit un pic de ritm echipa bistrițeană în ofensivă. Să vedem dacă va putea fi susținut și dacă va fi completat și de defensivă. Evident, victoria va fi foarte, foarte greu cele 10 de obținut goluri diferență pentru, într-adevăr, care sunt 10 atârnă goluri. Și vine time-out-ul lui Adi Vasile acum. Important pentru Bistrița e să arate că poate să salveze ceva, onoare, sau măcar să arate că este într-o formă suficient de bună pentru meciurile care vor urma. Stay 6-0. I want us to go with the wings, then I want us to stay playing French 5, Rina. Stay in your position. Then Liza Emilie, I want you to attack these two situations. If this Pristavisa will try to go high, Liza, you have big one against one here. I want to say, if we do this first, next time if they stop and we need to begin again, we change, we do French 5 again but with finger, okay? If they stop us. And if they will be 5-1, I want us to still do the French 5, to attack one against one and to finish wider, da? French 5, French 5. S-a implicat acolo și Emiliarțen. Emiliarțen, da, pentru faza de apărare. N-a intrat deloc Vilde Ingstad și nici Ștefania Stoica. Ștefania Stoica a arătat reale calități la echipa națională a României, însă la CSM București prinde foarte, foarte puține minute. Va pleca și din vară va juca la rivala Rapid. Crezi că acolo va prinde mai multe minute? Nu știu. După cum a jucat la echipa națională, cred că ar merita mai multe minute la CSM București, pentru că a jucat foarte, foarte bine, cel puțin în meciul cu campionul olimpic. Probabil că o să vedem în repriza a doua acestui meci. Arnțen pentru Flip. 7 metri. Apărare în semicer la Ida Dal. Dar din nou nu strâng la timp apărătoarele Bistriței. Flip, una dintre cele mai bune jucătoare, da, și în meciul cu România, da, foarte
A găsit foarte bine acel culoar. Extraordinar, găsesc acolo pe interfer. E o jucătoare foarte înaltă, n-ar trebui să fie greu de ținut acolo. Ratează Arntzen, 7 metri intervine Renata de Aruda. Filip, nu e o jucătoare înaltă pentru că a început extremă. Ea a jucat foarte mult timp extremă, a tranziționat apoi pe poziția de inter, acolo unde joacă, da, și la Ea extremă de meserie, Franța. Surprinzător, n-are nici Franța jucătoare, un inter dreapta de valoare. Nosek alunec acolo, îi fuge genunchiul de direcție. Ea tocmai a revenit după accidentare gravă, da. După accidentare. Da, de genunchi se ține, nu de gleznă. Rămâne. Da, mai devreme s-a lovit în benghe celălalt interdreapta. Pentru Bistrița, o accidentare acum a vreunei jucătoare este catastrofală. Noșec, croșetează acolo și reușește cumva să marcheze. 9 goluri pentru Bistrița. Spuneam, a găsit un oarecare ritm Bistrița, dar Noșec iese. Șchiopăta acolo jucătoarea poloneză. A fost probabil ultima ei fază în acest meci. Pentru că la gleznă mai revii, la genunchi... Nu știu cât de serioasă e accidentarea, dar nici nu prea mai are de ce să intre. Da, intră... Intră Niombla acolo. Da, Niombla va juca probabil... Sau a intrat Stoica, Marian. Pristoviță poate va juca. Încă o dată acolo. Filip face ce vrea. Un contraatac ratat. Renata de Aruda cu 3 intervenții. Estergard, nu, este Flip acolo. Și se oprește această fază. Östergard acolo face flancul. Da, să o vedem pe Ștefania Stoica. Avem în imagine... Da, chiar la genunchiul accidentat. Am văzut. Că își aduse joc, își aduse jos genunchiul. Era urma operației pe care a avut-o Noșec. Stoica, extraordinară pasă! Fabulos! Foarte, foarte bine. Crina Pintea prinde acolo și înscrie golul cu numărul 19. Incredibil. Dar e și greșeala lui Tamires Morena acolo. Pentru că Stoica ce putea să facă din unghiul ăla și de la distanța aia? Doar un pas, nu? Ori să arunce, dar era... șansele de gol erau mai mici pentru că era deja cauză pierdută să arunci de acolo. Într-un unghi destul de nesatisfăcător pentru un inter stânga. Ori să trimiți pasa către pivot. A fost un semi-nou look pass, dar a reușit. Acum Pristăvița, mingea este blocată și ajunge în brațele lui Glozer. Pleacă CSM-ul pe faza a doua. Omoreghie din nou pentru Pintea, bară și era culmea, deci doar așa nu mai primise Bistrița gol. Era culmea culmilor până la urmă. Laslo, Pristăvița încearcă depășirea, 2 minute la Omoreghie, 7 metri. Da, vine decizia. E de neînțeles de ce face așa ceva la Omoreghie. Da, a pierdut-o și... Marian, dar e a doua eliminare, nu e prima. Da, e din instinct. Dar instinctul ăsta e ca la... Și acum n-o să le placă telespectatorilor paralela cu fotbal, dar exact ce a făcut Araujo ieri la meciul cu PSG. Nu ai de ce să mai faci. O lași, ai 10 goluri în față. Încă o dată Bianca Bazaliu, a intrat Marie Davison. 3 goluri pentru Bianca Bazaliu. Bianca n-are nici ce să facă. 3 din 3 de la 7 metri pentru Bianca Bazaliu. Scorul este niciunul din acțiune. Da, scorul este în continuare mare, mare pentru CSM, care n-a mai reușit să mai marcheze atât de ușor în atac. Dar CSM-ul trebuie doar să țină de scor până la finalul meciului. Absolut. La 9 goluri diferență și au avut 11. Cred că au un singur gol în ultimele 4 minute. De asta spuneam că da, ritmul a mai încetinit oarecum. 7-18 în minutul 22. Da, exact. Zadi. Noroc a nimerit bara pentru Bistrița. Din nou foarte pasivă apărarea Bistriței. Contraatac acum cu Niombla. Niombla pătrunde și reușește să marcheze. Acolo în situație de 1-1 a prins-o, se apăra la ea din Diligan. Nimic de făcut și încă o dată 2 minute eliminare la Flip. Era Flip. Da, în situație de 1-1 Niombla e foarte bună. Bun, CSM 1 minut și 7 secunde cu dublă eliminare. Să vedem dacă Bistrița poate să profite. Am văzut și eliminări mai ușor date în viața asta.
3 minute și jumătate. A retrimis Adi Vasile titularele, le intră Kobilinska, Emily Arțăn pentru Zadi. Bistrița parcă se apără puțin mai bine. Zadi aruncă, nu, a fost Arțăn, dar n-au contraatac bistrițencele. O fază similară, Pintea, cine-i Pintea-i s-a luat mingea. Da, îl pătrunde bine, dar ratează. Cu doi oameni mai puțin pe teren, Bistrița aici, ratează. Aici, Marian, mai se vede. Mulți deci, pe teren. Da, se vede pur și simplu că nu au soluții, sunt descumpănite total. Seraficianu n-a mai atacat poarta, s-a oprit, apoi i-a dat mingea Idei Dal. Ida Dal a încercat ea să pătrundă, să rezolve. Ok, nu mai foarte mult timp, ești la minus 8, într-adevăr, dar ai superioritate, poți să faci o fază în care să lași cel puțin două jucătoare libere. 1 la 1 din nou, Glozera, noua paradă, Zadi acum încă... A expirat una dintre eliminări și Zadi nu te iartă. Arțăn. Emily Arțăn a fost. Arțăn, scuze. Al șaptelea gol, Dion Bla! Fantastic, Glozer. 10 parade. 10 parade, da. Puh, ce meci face Emily Arțăn. Ce meci face Laura Glozer. Ia. Ce e de făcut? 2, 4, 6, 7 goluri din 8 aruncări. A reușit Bistrița acum să aibă mai multe goluri decât Arțăn în această repriză, ce-i drept. Și din nou această grabă care a pus stăpânire pe Bistrița, am văzut în reluare. Nion Bla s-a grăbit în superioritate, a aruncat într-o poartă care era goală, dar n-a mai fost atunci când Laura Glozer a reintrat pe teren. Arțăn din nou cu culoar. Arțăn ratează. Arțăn și Pintea o trântește acolo aici pe Nion Bla. Era fault. Se lasă mingea, a fost în semicer Nion Bla. Încearcă din nou, pasă la pivot, nu se reușește. Să vedem contraatacul Bistriței. Pasă pentru Dincă în extremă. Dincă, bară! Incredibil! Cred că au 7-8 aruncări de 1-1 ratate de Bistrița. Să nu spunem că le transformau pe toate. Să spunem că transformau 5. Erau 4 acolo. Goluri. Erau acolo cât de cât. Dar meciul a început cu aruncare de la 7 metri ratată de către Laszlo, căpitanul echipei. Meciul, iar apoi... Când începe meciul cu 7-1 și cu 9-2. Iar CSM joacă 7-6 pentru a contracara acest 5-1 realizat de Florentin Per. A intrat și Ailincăi, cele două surori, Crina Pinta și Andreea Ailincăi. Fac culoarul pentru Zadi. 10 goluri pentru CSM, 21-11. 21 de goluri marcate de CSM într-o repriză. E... Spre exemplu, Marian, cu Moson Maghiarvar în returul sferturilor European League, a primit 25 de goluri în tot meciul Bistriță. Rapid a primit 22, 25-22. Și acum să vedem dacă CSM-ul poate să egaleze acest număr. Intervine De Aruda, aruncă și intervine din nou fantastic Laura Glozer. O repriză de uitat pentru Gloria Bistrița, o repriză fantastică pentru CSM București, care conduce la pauză la Bistrița 21-12. Un pas enorm, un pas uriaș, aș putea spune, spre un nou titlu de campioană pentru CSM București, dacă se va impune astăzi. Luăm o pauză de 9 minute și revenim cu partea a doua. Am ținut noi mai mult pauza publicitară, s-au grăbit cele două echipe să înceapă. Cam fiecare dorește să termine cât mai repede acest meci CSM-ul, pentru că are 9 goluri avans la pauză contra Bistriței. Și mingea revine pentru Bistrița, a fost fault aici, contra pe brațul de aruncare. Da, o primă repriză în care CSM-ul a dominat clar disputa. Iată pe Seinabu jucând în continuare, a scos această aruncare de la 7 metri. Probabil că ea va fi cea care va juca, într-adevăr s-a lovit la spate în prima parte. Marchează Bazaliu și începe Bistrița cu un gol în partea secundă. Mbenghe a intrat în locul lui Noșec, cea care părut că s-a accidentat la genunchi acolo și...
este pe bancă cu bluza de training pe ea, poloneza. Prima repriză, Bistrița a început-o catastrofal, a fost 4-0, 7-1 și apoi 9-2 pentru CSM București. Acum înscrie și Crina Pintea cu a treia reușită. Da, n-aș ca deloc Ingstad. Da, deloc a intrat norvegianca. Bine, Ingstad a jucat foarte mult cât Pintea a fost accidentată. E adevărat. Acum în extremă marchează Serapicianu. 3 goluri pentru Sonia. Serapicianu, da... dintre puținile care n-au ratat meciul ăsta. Se pregătește pentru altele. 22-14 pentru CSM București, Bistrița, 2 goluri în primele 2 atacuri în această parte secundă. Multe goluri în această partidă. Un ritm foarte bun dictat de către CSM București. Zadi acum pentru Flip, ținut acolo bine de Tamires Morena, care a ieșit la întâmpinare. A avut culoare acolo Flips, dar a preferat să paseze pentru o echipieră sa de la Naționala Franței, Gran Zadi. Gutierrez pleacă de acolo, Seraficeanu a dormit pe partea dreaptă. O apărătoare foarte bună, de altfel, Sonia Seraficeanu, din ceea ce spun oamenii. 23-14, Gutierrez marchează pentru CSM și restabilește egalitatea în această repriză. Nu că ar conta foarte mult cine câștigă repriza secundă, dar în cele din urmă e un obiectiv și pentru Bistrița să nu piardă la o linia distanță de, foarte de mare. De 9 metri a Bistriței cu Bar. Bazaliu, Laslo, Mbenghe. O scos pe Bazaliu. Nosek, 3 goluri au. Fără cele de la 7 metri. Nu le punem pe cele de la 7 metri. Da, Noșec, Mbenghe, Laslo și, și Niomla au marcat. Câte un gol. Câte un gol fiecare, sunt 4. Bazaliu are și a 4, dar toate de la 7 metri. Dar mult prea puțin. 4 paie la 5 măgari, știi cum se e? 4 da, goluri la 5 jucătoare, foarte puțin. Și cred că au luat de vreo 4-5 ori în acest meci deocamdată. Bările nu se punctează. Mult mai agresivă Tamires Morena în această parte secundă. Iese mult mai mult în întâmpinare. Dar asta ar fi trebuit să facă în prima repriză. Imediat ridică amenințarea de joc pasiv cei doi arbitri. Dar intervine foarte bine de Aruda cu a 6-a paradă. A început să apere și Aruda, dar nu știu dacă nu e prea târziu. Acum Mbenghe, faultată, iese la schimb Pristăvița. Iată ce culoare acolo în apărarea Bistriței. Noroc că s-a opus față în față cu Zadi acolo Renata de Aruda. Bazaliu, Laslo. Laslo însă la o jumătate de metru peste poartă. Este total ieșită din formă Cristina Laslo. Pe partea cealaltă, Crina Pintea lasă excelent către Ostergaard și a cincea reușită, 5 din 5 și pentru daneză. Perfectă. Daneza. Vor fi multe mutări în această vară pentru CSM București. Ostergaard va pleca. Vor veni, da. Vine Alina Greisels. Centrul Naționalei Germaniei, acum prinsă pe contrapie de această minge deviată lor a Glozer. Da, vor fi multe mutări cam pe la toate echipele. Bistrița va aduce și ea ceva jucătoare. De Aruda începe să-și găsească un ritm. Are 7 parade și ea. Iată cum arată statistica și cât de înșelătoare pot să fie cifrele. Laura Glozer are 10 mingi apărate. Prestație foarte bună în prima repriză. Aici Mbenghe scapă mingea. Iar treia minge deja scăpată pe fază de atac de către echipa bistrițeană. Gutierrez amendează imediat această 4 eroare. 4 din 4 și pentru Gutierrez. Da, la CSM vor veni, spuneam, Alina Greisels, Inger Smith de la Metz, respectiv Bietigheim. Va veni și Gabriela Moreschi în poartă, pentru că Glozer va pleca la Ferencvaros. Contraatac acum pentru CSM, Ostergaard marchează. Și Flip va pleca. Bianca Bazaliu are mai multe bări decât goluri. Și la faza anterioară a trimis mingea în bară. E un eșec rușinos pentru Bistrița.
Da, nu, nu s-au trezit nici în, în repriza a doua. CSM București a marcat de alte 5 ori și în primele 6 minute din repriza a doua. Vom și foarte multe goluri marcate pe contraatac sau pe faza a doua. Da, pe greșelile bistrițencelor. 7 metri aici. Pristăvița mai scoate o aruncare de la 7 metri a 5-a. A 6-a, cred. A 6-a. Are 4 goluri Bazaliu, nu? Da, și Laslu a ratat una, corect. 6-a. Destule aruncări de la 7 metri scoase, dar nu impresionează Bistrița în continuare în atac. Ce să mai spunem în apărare? Foarte expresivă Laura Glozer, care cred că va fi o pierdere pentru CSM. În sezonul trecut n-a jucat atât de bine, dar în actuala stagiune chiar a avut evoluții bune. Vor pleca de la CSM Stoica, Zaadi, Gloser și Davison. Iar până acum gruparea din capitală a anunțat venirile lui Greisels, Emma Fris, Daciana Hosu, Gabriela Moreschi și Inger Smith. Ce greșeală face Bistrița aici din nou. Bazaliu total neatentă. Gutierrez marchează 16-26. Zici că e un joc școală. Da, zici că e un amical și probabil că oamenii care se ocupă cu analiza video la Bistrița o să aibă mult de muncă. Așa nu. Va fi un mare roșu în multe, multe faze. E distrugător pentru Bistrița. Modul în care se joacă pare că e o echipă total deconectată. În condițiile în care ăsta era un meci foarte important, în condițiile în care nu ai foarte mult timp să-ți revii, să uiți meciul ăsta, pentru că sâmbătă ai semifinală cu Brăila în Final Four. Obiectivul e clar calificarea în finală și o luptă. Dar ce faci dacă dai iar peste CSM? Cum te prezinți la meciul ăla? Pristăvița lasă în pivot, care ratează din nou. Östergaard, nici n-am avut timp să comutăm camera. 11 goluri marcate de Östergaard și de Gutierrez împreună. Incredibil. Dacă nu chiar 12. Și multe dintre ele pe contrata. Da, asta e efectul. Cauză și efect. În momentul în care atacul nu merge, dai mingile atât de ușor la adversar, imediat îți vine nota de plată, iar când dai niște extreme atât de bune pe contraatac, pentru că școala daneză a lui Östergaard, dar și cea spaniolă a lui Gutierrez sunt fantastice pentru acest stil. Ei bine, asta se întâmplă. Din nou minge blocată, din nou faza a doua pentru CSM. Pleacă Zaadi acolo. Impecabilă apărarea CSM-ului. Aici au câștigat fetele lui Adi Vasile astăzi acest meci cu apărarea. Pentru că de aici s-au dezvoltat acele contraatacuri și atacuri faza a doua. Corect, dar pe de altă parte nici atacul Bistriței n-a existat. Adică e cum e când atacul nu joacă și nici apărarea. Mai e de vină și apărarea. Sunt 28 de goluri. Se ajunge la 40, corect. La 40, corect. Dacă forțează CSM-ul, păi, puțin. Eu nu cred că vor lăsa garda jos, pentru că mai au pe bancă niște fete care își doresc și ele să arate că se poate baza pe ele. Antrenorul Adi Vasile, Grazadi mai punctează o dată. Wow. Știi, când vezi cifrele astea, 7 din 7, 5 din 5, 6 din 6 la jucătoarele CSM-ului. Știi că au făcut un meci foarte bun. Va intra și Mihaela Mihai, o vedem încălzindu-se în a spate. A intrat Deborah Podar în locul Biancăi Bazaliu. Și Nina Bulatovic în extremă. Bulatovic a ratat calificarea cu Naționala Muntenegrului la turneele, la Jocurile Olimpice, în turneul preolimpic. În Benghia aruncă foarte puternic și marchează de această dată. În dauna echipei lui Omoreghe, da, Slovenia. Slovenia a avut-o și pe Andra Pangic în poartă, cu evoluție foarte bună, jucătoarea de la Baia Mare. Omoreghe și pivotul de la CSM Râmnicu Vâlcea. Natasha Lepoia, care chiar a jucat bine Lepoia în aceste partide, dar diferența dintre Slovenia și Muntenegru a fost cât se poate de clară.
Da, s-au și tras la sorți grupele pentru jocurile olimpice, odată cu aflarea celor 12 formații calificate. Vom avea emoții mâine, Adi, la tragerea la sos pentru grupele campionatului european Euro 2024, România în urna a doua valorică. Da, am tot vorbit despre această tragere la sorți în meciurile de calificare pe care le-am avut aici la Pro Arena. S-a schimbat structura campionatului european și la feminin. Sunt 24 de echipe, 6 grupe de câte 4, mai merg doar 2 echipe față de 3 în main round, așadar ai nevoie de adversariu ușori și per total e posibil o tragere relativ ușoară. Incredibil! A cât aici de 2 minute la Podar? Abia a intrat Podar și s-a molipsit și ea de la coechipiere. Pe contraatac înscrie Andreea Ilincăi. Și-a uitat clisterul acasă, probabil. Dacă CSM București, dacă CSM București a început să facă contraatac cu Andreea Ilincăi, e clar. Da. Dar acolo, clar, eliminarea de 2 minute, n-a lăsat mingea Podar. Și din nou vedem dublul standard, nu în acest meci, ci per total. În anumite situații, imediat, 2 minute sunt degetele sus pentru anumite echipe. Aici însă Cristevița reușește să marcheze, este primul gol și pentru ea. De pe extrema stângă Bistrița n-a avut niciun gol. De exemplu, pivoții câte un gol fiecare. 30 și Andreea Rotaru, iată ce pasă acolo, însă apără Aruda cu Ailincăi față în față, Dincă. Bistrița a avut cu vreun contraatac? Nu țin minte. A avut în faza a doua ratată de Dal. În prima repriză. Atunci să formulez cum trebuie întrebarea, vreun contraatac reușit? Da. Vreun gol marcat pe contraatac. Da, e un meci de uitat. Spuneai și tu, va fi foarte interesant să vedem cum vor trece peste acest meci, pentru că vine o perioadă extrem, extrem de importantă în care ar putea pierde toate obiectivele. Și mai e o problemă, Marian. Aceasta este printre primele, sau e prima înfrângere după peste 20 de meciuri pentru Florentin Pera. Da, nu se obișnuiseră cu victoriile. Hennifer Gutierrez înscrie încă o dată și rămâne 100% procentaj pentru spanioloaică și ea s-a calificat la Jocurile Olimpice cu Naționala Iberică weekendul trecut. Da, cu Ambrose Martin, cel care ajunge pentru prima dată la Jocurile Olimpice dintr-o grupă cu țările de jos, Cehia și Argentina. Pe locul 2 a terminat Spania, să-l ascultăm însă pe Florentin Pera. Start from center, okay? Pivot la joc, put a pivot here, Rebo, don't lose the risk to shoot from the middle. They have the best defender in the middle. Don't risk to shoot, we talk about this. Okay, we put a pivot here, Daina, you attack number 4 here. Now one by one, pass it with you. Attack exterior with you, okay? If not working, we play you go. You go right, da, pass, you come here, pivot to stay between 2 and 3, and the same, you here, or retur, Debo exterior, or here. Girls, we need to run back, come on! Haide! Cred că degeaba urlă sau țipă Florentin Pera la jucătoare. Da, sunt... parcă intrat așa în letargie, nimic de făcut. Da, și interesant, pentru că echipele mari, echipele puternice, în momentul în care au sezonul on the line, cum spune englezii, adică intră în finalul de sezon și trebuie să aibă eficiență maximă, obișnuiesc să tragă, măcar să tragă. Nu e o problemă să pierzi, asta e, se întâmplă în sport, asta face, da, parte din joc. Unii câștigă, unii pierd, e clar. Dar aici, 7 metri, aici să pierzi, să ai 13 goluri mai puțin, wow. Nici măcar în repriza a doua n-au arătat o altă față după o primă repriză mizerabilă pentru Bistrița. Acum Nosian Niombla scoate aruncarea de la 7 metri și vine tot Bianca Bazaliu. E cea mai bună marcatoare de departe a Bistriței. A marcat 33% aproape din golurile echipei sale, dar toate... 6 reușite, toate din 7 metri.
niciun gol din acțiune, spuneam, pe care l-a lovit de 4 ori bar. Oricând ai un Inter care nu merge și mai încă... Când ai mai mulți Inter care nu merg. 5 Inter pe bancă care marchează 5 goluri. Ștefania Stoica acum contraatac. Să vedem primul contraatac al Bistriței, reușit de Ida Dal. 2 goluri, o rară avis astăzi pentru Bistrița, 2 goluri consecutive. Dar cât de mare e diferența, Marian? Sunt 11 goluri. 11 goluri. De necrezut în anumite momente. Și dacă te uiți la De Aruda, a ajuns și ea la, are 10, la parade. 10 parade. Are 10 parade. Și asta spuneam în prima reviză, cât de ciudată e statistica, pentru că Glozer, de exemplu, are 11, dar cât de importante au fost paradele Lorei Glozer pentru a crea această diferență enormă. Ștefania Stoica va fi pasiv dacă nu va arunca. Rotaru în bară. Dar din nou, defensiva Bistriței, dacă permiți, cred că era ultima pasă. Deci aici nu mai putea să mai dea pasă. Da, și-au lăsat jucătoarea să arunce nestingherit acolo pe pivot, infiltrată Nina Bulatović. Marchează și Bulatović și 10 goluri diferență acum. Probabil că CSM va reduce acum motoarele. Nici nu are de ce să forțeze. Și CSM trebuie să prindă, nu știu cum să zic, două vârfuri de formă. Unul în care să treacă de Metz și unul apoi la Final Four-ul de la Budapesta. Da, e un obiectiv important. Înscrie și Kobilinska, al doilea ei gol. În acest sezon nu s-a identificat neapărat o echipă cu adevărat care să bată absolut tot. Și culmea, Adi, scuză-mă, CSM-ul venea după egalul cu Brăila de pe teren propriu, da. Un egal în care a condus la 7 goluri diferență și Brăila a revenit și a egalat pe final. Și chiar a avut momente mai slabe CSM-ul, marchează din nou în Benghe și vedem că Adi Vasile începe să rotească masiv echipa, a intrat și Davidson în poartă. În Champions League, spuneam, nu e o echipă neapărat care să bată totul. Gheorghe, de exemplu, a câștigat grupa, din care a făcut parte și CSM-ul. A pierdut ultimele partide, a pierdut Cupa Ungariei, a schimbat antrenorul. A plecat Ulrich Kirkeli, a venit fostul antrenor de la CSM per Johansson și Uroš Bregar. Folosind așa un termen neortodox, acum o au grea de tot Gheorghe cu Vipers, campioana Europei în ultimele 3 ediții. Pe de altă parte, Vipers s-a calificat după ce a bătut, sau de fapt a remizat, Podar marchează aici. Exact. A remizat cu Debrecen, locul 3 din Ungaria în sezonul trecut. Cu 4 secunde înainte de finalul manșei secunde a marcat lui Sabin, a egalat și Vipers a beneficiat de victoria din tur cu la un singur gol. Apoi mai este meciul dintre Odense și Bietigheim, sau dubla dintre Odense și Bietigheim. Și Bietigheim, o surpriză, a scos Icastul. Prima dată calificată în sferturile de finală în Champions League, iar apoi mai este și meciul lui Esbjerg, cred că cu Ferencváros, nu? Da, și Ferencváros a reușit să scoată pe Brest, echipa care conduce campionatul în Franța. Wow! Kobilinska și ea în mare formă acum, contraatac pentru Bistrița. Primul cu gol Dinca. Dinca. Se marchează foarte mult acum, da. Sunt 58 de goluri în 48 de minute. Și time-ul începe de Adi Vasile. I don't like that we actually drop the focus on the return run. Now everything they do is putting the running. So put your brains to do immediately running home, da? Crina, Morci, Emilie, Monica, Didi will change, Jennifer, Miha will stay here. Let's be good and stable on this one. Now come on, number four, let's win the one against one. Haide, haide, haide! Return, haide! Bătrășeni, București! Interesant arătul de Adi Vasile. Terminat cu 20 de secunde înainte de timpul regulamentar pentru... Da, pentru că fetele lui parcă nu mai sunt aceleași așa de focusate cum au fost până acum. Sunt multe rezerve acolo în primul 7. Din Dirigan a jucat sau a intrat din postură de rezervă, Rotaru din postură de rezervă, Mihai din postură de rezervă și Davison
la fel. Pe de altă parte, cu un meci sâmbătă, deci joi vine, mai puțin de 3 zile, de la Bistrița la Brăila, cu Rapidul. Poate suntem noi profani și nu înțelegem, nu? Și spiritul competiției sau competitiv este foarte important, dar pe de altă parte trebuie să și conserve energia, chiar dacă multe dintre jucătoare vin după ce n-au avut un program atât de încărcat la echipele naționale, deși cele care au avut turnee preolimpice au avut un program foarte încărcat. Au avut meciuri, 3 meciuri în 4 zile. Și meciuri extrem, extrem de importante. 7 metri scos de Andreea Rotaru și se schimbă executantul Grazadi. Îl scrie. Un noroc. Un noroc acolo, piciorul, la piciorul de sprijin acolo, da. Dar acolo e punctul mai slab al Renatei de Aruda. De altfel, spuneam, cel mai bun portar de departe în acest sezon al Ligii Florilor Mall. Acum un Benghe. A intrat și a puțin în mână. Este al patrulea gol pentru Interul Spaniol. E îmbucurător că acea accidentare suferită în prima repriză nu e gravă și a putut să se reintre. S-a lovit, sau părea că s-a lovit destul de rău la spate. O ține Arțăm pe Bulatovici. Și două minute. Ce gol marchează Bulatovici. Da, da. E exact ceea ce spunea Adi Vasile. Nu se mai repliază fetele lui. E o schimbare totală de focus. Și ce bolt a prins acolo Bulatovici. Superb golul, cel mai frumos al acestui meci ca execuție. Dar în continuare Bistrița a intrat în minutul 50 acum. 36 de goluri primite. Oare când a primit Florentin Pera 40 de goluri într-un meci ca antrenor? E un antrenor care sezonul ăsta sigur nu pune mult focus pe defensivă. Dar aici n-a ieșit absolut nimic. A cerut pasii Florentin Pera imediat. S-a ridicat brațul. Este 9 metri aici. Să vedem cine va arunca. Surprinzător Zahar. Wow. Ce aruncare. Dacă și Zahadi aruncă așa, înseamnă că apărarea ta pur și simplu e formată din niște jaloane ca la știi antrenament. Știi cum e când ai 12 goluri diferență, ți intră tot. Și așa nu e. Mai și nu mai joci cu frică, cu corect, teamă. Corect, dar Zahadi nu prea aruncă, nu prea aruncă de la distanță așa, asta. Așa este. Așa ce este. S-a întâmplat acum, schimbare greșită oare? Da. Schimbare greșită la bancă. Și CSM va fi 52 de secunde cu două jucătoare mai puțin. Este a doua dublă eliminare pentru campioana în titră. Östergaard. Cel puțin pe tabela asta. Pe tabela asta, ea numărul, e trecută. Da, este numărul lui Östergaard, pentru că altfel n-ar avea cine. A ieșit Pinte. Însă în 4 se apără bucureștencele. Foarte bună mingea dată în extremă pentru Bulatovici. 3 goluri și pentru ea egalată pe Sonia Seraficianu. Bulatovici va pleca la Budućnost, înapoi în Muntenegru, în această vară. Și sunt din nou 10 goluri diferență. Reintră Grazadi, însă cu o pasă direct la adversar. Nion Bla, poarta e goală. Înscrie și Nion Bla. A doua reușită. 9 goluri diferență. 37-28. Trece de cifra 30 și Bistrița, dar CSM-ul probabil că va trece de cifra 40. 31 de goluri în partida turii erau cele mai multe goluri primite într-un meci în acest sezon de... Acum au fost în minutul 43. CSM-ul are așa o
o înclinație spre a marca multe goluri în deplasare, cu Vâlcea în campionat și în cupă. A marcat peste 40. Da. La Vâlcea. Da, e o echipă care marchează mult. Care are o forță ofensivă impresionantă. Acum Dincă, mingea lovește doar bara. Ratează. Bine, la peste 34 de ani Dincă nu mai poate fi schimbată. Întotdeauna încearcă o boltă, dacă nu mai multe pe meci. Eu unul nu prea pot să înțeleg de ce încerca așa în această situație. Dar acesta este materialul cu care trebuie să lucreze Gloria Bistrița. Florentin Pera cere din nou prepasiv. Kobilinska în extrem, acolo este liberă din Diligan. Din nou Kobilinska este prepasiv, Rotaru aruncă, intervine de Aruda. Din Diligan a stat foarte mult timp acolo. Contratac încă o dată cu Bulatovic și și-a intrat în mână Ina Bulatovic. De când au mai fost doar 8 goluri pe tabelă diferență? Foarte mult timp. Bun contraatacul făcut de Renata de Aruda cu Nina Bulatovic. Din nou aceeași. Din minutul 32, de la 22-14. Și de la pauză. Și de la pauză. 5 plus 1 apărarea Bistriței. Că la pauză au fost 9. Kobilinska din nou pe întors, de Aruda prinsă acolo pe contrapie. 4 goluri pentru Monica Kobilinska, cea care a împărțit timpul de joc cu Laura Flip. Și din nou 9 goluri pe tabelă. N-ai putea spune că la CSM București astăzi a fost ceva care n-a funcționat. A mers tot. De la extreme, pivoți, apărare, atac, poartă. A fost perfect pentru echipa lui Adi Vasile. Ce aruncare are Mbenghi aici. Foarte puternică. Acum n-aș vrea să iau din meritele fetelor de la Bistrița, dar CSM București a lăsat și ea garda jos. Nu mai... Nu ai de ce să mai forțezi, pur și simplu. Nu știu cât te ajută să ai 44-23 sau 39-31 la final. Nu mai contează, pur și simplu. Și Crina Pintea singur acolo pe semicerc, găsită excelent. Și acum Florentin Pera încearcă o apărare mai avansată. A plecat prin spatele apărătorilor acolo Crina Pintea. Dar nu e prima dată. Da. Și Gutierrez a marcat la fel. Și Gutierrez și Ostergaard. Și... E total ruptă defensiva Bistriței. Podar acum, aruncă și Podar împinsă. Știi în timpul aruncării. Dacă ar fi la box, ar trebui arunca Prosopul. Era Prosopul aruncat din minutul 18. Da. Dacă era așa. Bistrița a fost la un moment dat numărată în picioare. Da. Pentru că Adi, jucătoarele la care te așteptai, nu știu, o Bazaliu, o Laslo, au fost inexistente astăzi în faza de atac. Laslo nu cred că a mai intrat în repriza a doua, nu? Păi... Aruncă din nou Podar, din nou pe lângă poartă. Clar, odihnită pentru meciul cu Brăila. Iată, pe pivot nu reușesc să se apere deloc acolo la Crina Pintea. Marchează golul cu numărul 40. Ostergaard 7 goluri, Arntzen 7 goluri, Gutierrez 6 goluri, Pintea 5. Pentru CSM 40-30. Meci cu Zadi, 70 de goluri. 7, nu? Și Zadi 6. 6. Da. Am ratat-o și pe graza aici. Asta spuneam, a mers toată lumea astăzi. A apărut și David în prima minge. Mihai n-a marcat, Omoreghe n-a marcat, Stoica n-a marcat, din Diligan nici ea, Ingsta n-a... Tu ai văzut meciurile din Diligan cum a jucat, din Diligan, scuze, Omoreghe cum a jucat la Naționala Sloveniei, că la CSM București cam în aceeași, cam prea rupe gura târgului în acest sezon, notăm. Vine după accidentare. Da, cam în aceeași notă a fost, însă e o jucătoare importantă acolo, e o linie de 9 metri formată din Ana Gros, Tiașa Stanco și Omoreghe. Slovenia a pierdut cu Germania. A câștigat cu Muntenegru însă și a învins Paraguayul clar la 18 goluri în acel turneu preolimpic, dar
Iată, Slovenia a știut foarte bine ce face atunci când a luat organizarea turneului din 2022 european. Așa a ajuns în preolimpic. A avut... Poate avem și noi aceeași șansă cu organizarea turneului din 2026. Acum Nicoleta Dincă înscrie pe contraatac. După două faze ratate, înscrie. Da, atunci însă Slovenia, dacă nu mă înșel, a terminat pe poziția 7-a sau 8-a la cel european. A jucat însă acasă tot turneul. Cred că 8-a. Da. Dar în 2028 se mai scade un loc. Franța probabil că o să se califice prin altă metodă, prin european sau prin mondial, nu mai este țară gazdă. Așa este. Dar ar trebui să începem să planificăm. Am văzut, de exemplu, o declarație foarte interesantă atunci când mondialul din 2027 a fost acordat. Secretarul general al Federației Maghiare de Handbal, țara organizatoare, de altfel. Ce gol! Kobilinska și ea. Da, 5 goluri. Vine tare din urmă. Gabriela Horvat era, să fie secretarul general al Federației Maghiare, a spus că au luat acel turneu pentru că e unul dintre principalele criterii de calificare la Jocurile Olimpice din 2028. 2 minute pentru Ailinca aici. Este mondialul de înainte de jocuri principalul criteriu, da. Și Andreea Ailinca cu a doua eliminare. Sperăm să avem și noi șansa, deși pare că n-am mai fost din 2016. Da, pare însă că cumva crește acea diferență și nu neapărat la nivel de echipă, ci la nivel de bazin al jucătoarelor care pot fi selecționate, pentru că Ungaria, calificată de altfel la Jocurile Olimpice de pe primul loc în acel turneu olimpic de la Debrecen, preolimpic, a avut o linie de 9 metri titulară cu jucătoare născute 99-2000, Kluiber, Cuțora și Vamoș. Națiunile astea despre care vorbești tu, Adi, au avut, nu știu dacă ajutorul, așa, între ghilimele, pentru că ne aducem aminte, Ungaria a organizat și acest turneu preolimpic și acum 4 ani a organizat turneul preolimpic. A plătit, mare. Da, adică Final Four-urile alea pe la Budapesta și toate lucrurile alea nu sunt întâmplătoare. Și pentru cine vrea să audă, sau poate sunt eu... biased, așa cum spune englezii. Și ungurii au încercat să facă aceeași schemă, între ghilimele, să spunem, cu număr de jucătoare maghiare în teren. Și-au dat seama că nu e foarte bine să facă acest lucru, lăsând la o parte naționalismul și mizând pe performanță, nu pe obligații. Da, dar dacă te uiți la echipele din Ungaria, să știi că în afară de Ferencváros și Gyor, celelalte echipe sunt 80%... Și Debrecen are străine și Vaț mai are străine, dar da, 80% sunt unguroici. Da, dar echipele respective mizează pe acele jucătoare care fac performanță, nu prin pumn în gură, prin obligații. Acum, revenim la meci. Ultimele secunde, Ida Dahl, 2 secunde și nu se mai poate întâmpla nimic. 42-32, cea mai grea înfrângere suferită de Bistrița, o victorie mare pentru CSM București, care, vă spuneam, face un pas enorm, uriaș, aș putea spune, spre un nou titlu de campion. Victorie mare pentru CSM, o înfrângere dureroasă pentru Bistrița. Cele două echipe se mută la Brăila sâmbătă și duminică, unde vor avea loc unde va avea loc Final Four-ul Cupei României la handbal feminin, pe care îl vom avea în direct pe Pro Arena. Așadar, 42-32 pentru CSM București contra Bistriței. Noi am fost Marian Oxescu și Adi Costeiu. Vă mulțumim mult pentru atenție. O seară cât mai bună! La revedere! La revedere!